Castelul Peleș. O bucată de istorie încremenită în piatră care traversează vremurile. Un simbol al timpului în care România intra în modernitate. Casa familiei regale a României și casa de la munte a tuturor românilor care vin aici pentru a simți atingerea măreției de altădată. Peleșul e cel mai vizitat muzeu al României și unul dintre monumentele importante ale Europei. Opera regelui Carol I, principele occidental cu cea mai lungă domnie din istoria românilor. Aceasta este povestea unei construcții care a durat 40 de ani. La vremea ei, una dintre cele mai moderne reședințe regale din Europa, cu lift, electricitate și încălzire centrală. A costat peste 16 milioane și jumătate de lei aur, adică în banii de azi aproape 200 de milioane de dolari. De-a lungul timpului, pe aici au trecut capetele încoronate ale continentului. A fost locul unde s-au semnat decizii importante, martorul războaielor, dictaturilor și al întoarcerilor. Vă invit astăzi să descoperim o epocă. Multe dintre poveștile ei au fost scrise la Peleș, iar castelul își spune istoriile și își primește vizitatorii așa cum a dorit titorul lui. Această clădire respiră statalitate. E un fel de garanție pentru cel care îi trece pragul că statul român și națiunea română nu sunt o ficțiune, au și o reprezentare fizică. Castelul Peleș este un simbol al independenței și puterii țării noastre. Povestea noastră începe într-o zi de august 1866. Abia venit în România, principele Carol ajungea pentru prima dată la Sinaia. Plecase la 5 dimineața, cu un poștalion tras de 8 cai. A fost primit solemn la Ploiești. A dejunat la Băicoi și la Comarnic, pe un drum desfundat de ploi, mai mult prin vadul Prahovei, a ajuns pe seară la mănăstirea Sinaia. Călugării îl așteptau la cină, cu pui fript, păstrăvi și mămăligă. S-a întors la Sinaia pe atunci un sat de munte numit Podul Neagului și în următorii ani, iar în 1871 și-a petrecut la mănăstire vacanța de vară, împreună cu soția sa, Elisabeta, și cu fica lor, principesa Maria. M-am restabilit în aerul curat al Sinaiei. Pe zi ce trece, mi se întărește dorința de a începe pe cât mai curând construcția unei reședințe de vară. A cumpărat din fonduri proprii Moșia Sinaia, de la Eforia Spitalelor Civile, instituție de asistență socială care administra spitalele importante și deținea 10.000 de hectare de teren și păduri. Planurile mult doritului șale au fost realizate de arhitectul german Wilhelm Doderer. Solul stâncos și ploile torențiale au întârziat lucrările. Piatra de temelie a castelului Peleș a fost pusă, în mod solemn, în august 1875. Regele, domnitorul pe atunci, și-a dat seama că această casă a lui, această proprietate a lui de la Poalele Carpaților, va avea o valoare de simbol. Domnitorul Carol I îi scria tatălui său, principele Carl Anton de Hohenzollern, aflat la Sigmaringen, că deja publicul din România privea reședința de la Sinaia ca pe un castel regesc. Iată deci că încă de la începutul Carol I a întrevăzut posibilitatea ca reședința lui de vară, de la Sinaia, să fie în același timp și un simbol al casei domnitoare de Hohenzollern, urcată recent pe tronul României. La construirea castelului au lucrat în primă fază 400 de muncitori. O descriere a lor ne-a lăsat Carmen Silva.
erau italieni zidari, români pentru terasamente, țigani salahori, albanezii și grecii lucrau în cariere, nemții și ungurii ca dulghieri, turcii ardeau cărămida. Au fost meșteri polonezi și cioplitori în piatră cehi. Francezii desenau, englezii măsurau, astfel că pe șantier se întâlneau sute de costume naționale și se vorbeau 14 limbi. Cele mai importante personalități de pe șantier erau arhitecții și decoratorii. Pentru prima fază a construcției Peleșului ar trebui să amintim pe arhitectul Wilhelm von Doderer, cel care a realizat primele planuri și fațade, dar nu le-a putut pune în operă, însă pe munca lui, de fapt, a venit secundul lui, Johannes Schulz, care a realizat Peleșul de la 1883. Toate lucrările au fost supervizate atât de către regele Carol I, cât și de cel mai important consilier artistic al lui de până în 1890, sculptorul german Martin Stör. Lucrările mergeau încet, din cauza terenului și vremii potrivnice. Cheltuielile au depășit estimările principelui. Numai fundația a costat 400.000 de lei aur, mai mult de jumătate din suma pe care o alocase pentru întregul șale. Domnitorul a cerut modificarea planurilor inițiale. A urmat războiul pentru independență și timp de 2 ani lucrările s-au întrerupt. La 4 ani de la punerea pietrei de temelie a fost finalizată casa de vânătoare. Aici vor locui, proaspăt căsătoriți, principele moștenitor Ferdinand și soția sa, Maria. Principesa Maria scria despre castelul Peleș că este o clădire măreață, prea falnică pentru o locuință de vară, având ceva din însușirile unei cuști. Inaugurarea oficială a avut loc pe 7 octombrie 1883. Lucrările au continuat însă, ajungând la forma definitivă în 1914. Știind pasiunea de a zidi a regelui Carol, regina Elisabeta l-a chemat pe arhitectul Liman și a cerut să născocească ceva, să îi propună regelui un nou plan. Așa a apărut sala de conferințe ministeriale de lângă biroul regelui. Regele Carol I era un om foarte disciplinat și foarte muncitor. Ziua lui de lucru începea la 6 dimineața, dacă nu poate chiar mai devreme. Era un om care muncea intens, muncea mai tot timpul. Citea rapoartele ministeriale, primea în audiență, întotdeauna avea timp și pentru arhitecți și pentru furnizori de mobilier și nu numai. Pădurea de la Sinai aseamănă foarte mult cu o pădure germană, iar regele Carol I a încercat să realizeze prin clădirile de pe domeniul regal de la Sinai un mic burg german în inima României. Probabil îi aducea aminte de casă, de acasă, devenindu-i casă pentru restul vieții suveranei. Ne aflăm în atelierul de pictură al reginei Elisabeta, un atelier modern, decorat chiar din poveștile reginei. Are forma unui vas viking întors, alții spune că are forma bărcii lui Noe. Atelierul de pictură este locul unde regina Elisabeta desena și picta. Încăperea este spațioasă, cu arhitectură Art Nouveau. Pereții sunt îmbrăcați în lambriuri de lemn de pin și esențe rășinoase aduse din Himalaya. Ferestrele mari oferă priveliștea munților Buceci. Dacă ne-am imagina cum ar fi fost o zi obișnuită, cum e acum o zi de toamnă cu ploaie, ce s-ar fi întâmplat aici? Cu siguranță, regina se trezea destul de devreme, în jur de 5 și jumătate dimineața, și ajunge aici la atelier, unde tădea și picta până în jurul orei 8, atunci când servea micul dejun alături de primul suveran al țării. Picta foarte mult, aici veneau și doamnele de onoare de multe ori să o acompanieze pe suverană. Regina a fost o pasionată a literaturii. A tradus încă de mic copil, cu ajutorul tatălui. Îi plăcea atât literatura cât și filozofia și a fost atrasă de domeniul literar. Vorbea fluent 7 limbi suverana României. Îi plăcea foarte mult să citească în germană, dar și în franceză. Cartea de pe masă
Este o carte în limba germană, o carte de povești, pe care regina le va traduce în limba română. În acest interior există și un bust de bronz ce o înfățișează pe fica cuplului regal, pe Mărioara, care din păcate se stinge din viață foarte devreme, la doar 3 ani și 7 luni, bolnavă fiind de scarlatină. A fost, poate, iubirea cea mai mare și cea care îi va apropia foarte mult pe rege și regină de poporul său. Atunci când veneai la castel să vorbești cu suveranii României, ți se spunea că unul dintre subiectele tabu ale familiei regale era un subiect legat de religii. Iar secretarul regelui îți spunea: regele nostru este catolic, regina noastră este protestant-luterană, iar fica lor și țara sunt ortodoxe. Așa că nu se vorbește despre religii. Regele Carol I spunea că se apropia de religia țării cu ajutorul fiicei, pentru că o va boteza în religia ortodoxă, așa cum prevedea Constituția României la acea vreme. De 3 ori pe săptămână, regina Elisabeta organiza, la București sau la Sinaia, serate muzical-literare. Îi încuraja și îi susținea pe artiști cu generozitate. Elena Bibescu a fost cea care l-a adus la palat pe George Enescu. Regina era înconjurată de doamne de onoare care se ocupau de audiențe, îi țineau companie, brodau, citeau și povesteau ultimele noutăți din lumea mondenă a capitalei. Despre Olga Mavrogheni, marea doamnă de onoare, se spune că era omul de încredere al regelui Carol și spioana reginei. Ne aflăm în apartamentul Olgei Mavrogheni, marea doamnă de onoare a palatului, sau, așa cum mi se mai spunea, mareșala curții, cea mai importantă dintre doamnele de onoare ale reginei Elisabeta. Care era afișa postului? Ce avea de făcut o doamnă de onoare? Printre multe altele, o doamnă de onoare începea dimineața de vreme, odată cu suverana. Trebuiau să se trezească înaintea acesteia și să o ajute îmbrăcatul alături de marea doamnă a veșmintelor. Ulterior ajungeau la atelierul de pictură, așa cum obișnuia suverana în fiecare dimineață să picteze, stăteau cu ea. Și mai apoi, toată ziua o petreceau împreună, de la literatură până la plimbat, până la seratele muzicale, erau întotdeauna în companie acesteia. Nu-și neglijau nici partea administrativă. De foarte multe ori, ele trebuiau să scrie rapoarte față de suveran cu ceea ce se întâmplase de-a lungul unei zile cu suverana României. Seriile se încheiau întotdeauna după cină, cu serate muzicale organizate de suveran, atât în sala mare de concerte, cât și în sala veche de muzică. Domnii se retrăgeau în această încăpere în care ne aflăm, sau în anexa acesteia, seriile de biliard și șah. Regele juca biliard, jucau de asemenea dame, șah, table, țintar. Și tot aici regele, alături de secretarul său, lui Basset, și de principele moștenitor, Ferdinand, făcea o retrospectivă asupra zilei ce trecuse. Etajul al doilea al castelului, remodelat dintr-un pod de arhitectul Karel Liman, a fost gândit ca o succesiune de apartamente mici, destinate doamnelor de onoare și altor musafiri. Aici sunt și apartamentele lui George Enescu și Vasile Alexandri. Este un apartament decorat în stil neorenascentist german, un apartament cu decorație grea, prea mult pentru stilul modest pe care a hotărât Enescu să-l adopte întreaga sa viață și întreaga sa carieră. Nu trebuie uitat apartamentul lui Vasile Alexandri, un apropiat al familiei regale, cel care o încuraja și o ajuta pe suverană în scriere. El era și cel care îi corecta poeziile. Dar și un apartament ce a deservit drept apartament patriarhal în perioada 1927-1930. Ultimul mitropolit primat și primul patriarh al României, Miron Crista, a locuit la castel, nu foarte des. Atunci când venea la Sinaia, prefera să folosească apartamentul patriarhal din incinta mănăstirii Sinaia, însă venea destul de des aici la castel. Carol I a urmat modelul tatălui său, care deschisese larg porțile castelului Sigmaringen. Regele a simțit nevoia ca tot ceea ce adunase la castelul Peleș să fie văzut. Dorința monarhului se va perpetua și după moartea sa.
iar sumele, încasate cu prilejul diverselor vizite, erau folosite, după 1920, pentru operele de caritate ale reginei Maria. Castelul era deschis deopotrivă vizitatorilor români și străini, ca să nu mai vorbim de invitați. Castelul a fost nu numai de ședință privată, cum l-a conceput creatorul său, regele Carol I, dar și loc de desfășurare a vieții de la Curtea Regală a României timp de o jumătate de an, fiecare an, mă rog, în sezonul estival, cele 6 luni, cât familia locuia aici, cumva și activitățile politice, diplomatice se mutau aici. Avem Palatul Regal oficial la București, în Calea Victoriei, dar când regele era aici, aici se acordau și audiențele, cabinetul de lucru, aici se semnau și decretele regale, aici erau fost primiți oaspeți importanți, capete încoronate, membri ai familiilor princiare regale. Începând cu suveranii din statele germane, din Imperiul Federal German, care erau rude cu regele Carol I și cu regina Elisabeta, și continuând cu cel mai important oaspete al lui Carol I, cu împăratul Franz Iosef al Austro-Ungariei, numeroși principi moștenitori, a fost pe aici prințul de Wales, Edward, devenit ulterior Edward al VII-lea al Marii Britanii, împărăteasa Elizabeth, celebra Sisi, Austro-Ungariei, regina mamă Emma a Olandei și mulți, mulți alții. Aici s-a petrecut și cel faimos Consiliu de Coroană din august 1914, când s-a decis păstrarea neutralității pentru România pentru o perioadă de 2 ani, când s-a luat totuși această decizie care venea cumva în contra a ceea ce ar fi dorit regele Carol I, dar fiind rege constituțional, s-a supus acestei decizii. Oaspeții importanți au continuat și în timpul domniei regelui Carol al II-lea, poate cel mai important din acea perioadă fiind regele Boris al III-lea împreună cu regina Giovanna ai Bulgariei, care a fost în vizită oficială la Peleș în 1934. Împăratul Franz Iosef al Austro-Ungariei a fost așteptat la Peleș pentru a doua oară, în 1906, la celebrarea a 40 de ani de domnie a regelui Carol I. Vizita nu a mai avut loc, dar apartamentul, decorat în stilul barocului austriac, după proiectul lui Karl Liman, a rămas destinat șefilor de stat străini. Nimic nu părea prea mult în amenajarea celor 7 camere care îl compun. Covorul roșu reproducea motivele de pe tavan. Decorarea dormitorului și mobilierul au costat peste 100.000 de lei aur. La reședința sa de la munte, regele Carol dorea să-și primească musafirii fastuos. Și-a impus stilul, iar lucrările au fost executate de cele mai bune firme germane. Confortul în castel era foarte important. Șemineele au fost păstrate doar ca obiecte de decor. Încălzirea se făcea prin calorifere cu aer cald. Aparatele, folosite și pentru băi, erau cele mai performante la acel moment. Invenții medaliate la Expoziția Universală din 1878 de la Paris. Castelul avea subsol, parter, etaj și 2 mansarde, a fost nevoie de un ascensor. Instalația electrică a Peleșului, încredințată spre execuție unei firme berlineze în 1894, asigura iluminarea tuturor camerelor. Sinaia devine locul cel mai căutat de lumea bună. Orașul se forma în jurul Peleșului și toți vizitatorii ajungeau în parcul din jurul castelului. Sosea lumea până în curtea corpului de gardă, pe jos, în trăsuri sau automobile, își amintea Eugeniu Buchmann, secretarul regelui Carol al II-lea. De atâtea ori am văzut pe regina Elisabeta citind liniștită la o fereastră de la etajul întâi și răspunzând cu surâsuri amicale la saluturile afectuoase ale celor de pe terase. Putem spune că, odată cu construirea Peleșului și cu inaugurarea lui,
Sinaia, de fapt, a luat naștere. Pentru că până în 1873, când domnitorul pe atunci, Carol I, a început să-și facă cu regularitate vacanțele de vară în chiliile mănăstirii de la Sinaia, aici erau unul sau două stabilimente de băi și câteva pensiuni. Abia după ce suveranul și-a ales Sinaia ca reședință de vară, elita românească, aristocrația și oamenii politici importanți au început să vină cu asiduitate la Sinaia, fie să locuiască în pensiuni și hoteluri, fie cei mai mulți dintre ei să-și construiască propriile case de vacanță. Istoria comunei urbane Sinaia, cum se numea pe atunci, merge împreună cu istoria drumului de fier, care o lega de capitală. În 1897, trenurile de plăcere cu tarif redus aduceau la sfârșit de săptămână vizitatori din București. Sinaia este unul dintre puținele orașe din Europa cu două gări regale. Prima a funcționat ca atare până în 1940, cea de-a doua, comandată de regele Carol al II-lea, arhitectului Duiliu Marcu, este funcțională și astăzi. Vara, centrul politicii românești se mută la Sinaia. Peleșul devenise un muzeu locuit. După tradiția suveranilor Europei, regalitatea trebuia să ofere exemplu, să se implice în viața culturală, în educarea națiunii. Regina Elisabeta susținea cultura prin investiții din caseta proprie, prin achiziționarea de obiecte de artă și prin burse acordate pentru studii în străinătate. Carol I este fondatorul colecțiilor Coroanei României. În biblioteca de la Castelul Peleș, majoritatea volumelor erau despre istoria artei și arhitecturii. Colecția de tablouri pe care regele o adunase la Peleș este una dintre cele mai valoroase din Europa. Toată această colecție a fost donată de regele Carol I, prin testament, poporului român. Castelul mai găzduia o colecție bogată de tapiserii, covoare, vitralii și arme. În timpul regelui Carol I, tezaurul era considerat coroana de oțel, confecționată din oțelul unui tun turcesc capturat la Plevna. Coroana de aur a reginei Elisabeta, la care ulterior, în 1922, s-a adăugat și coroana de aur a reginei Maria. Tezaurul regal a fost păstrat la Peleș foarte mult timp, până în 1948. Ulterior acestui an, piesele excepționale au fost transferate celor mai importante muzee din capitală, la Muzeul Național Militar Regele Ferdinand și mai ales la Muzeul Național de Istoria României, ele fiind păstrate acum la tezaurul de la Muzeul Național de Istorie. Cele mai importante colecții pe care regele Carol I le-a testat coroanei României, deci instituției legalității, au fost în primul rând colecția sa de tablouri, care număra 214 pânze, și care, în marea lor majoritate, aproape 160, sunt astăzi la Muzeul Național de Artă al României. Aceasta a fost, până la urmă, marea realizare culturală a regelui. Un rege care, deși este cunoscut ca un rege soldat, un om al datoriei, a fost cel mai elevat colecționar de artă din România în epocii sale și unul dintre cei mai distinși din Europa a vremii lui, un rege care a făcut din acest castel un muzeu, chiar din timpul vieții, și care a adunat cu mare pasiune, totuși, zeci de mii de obiecte de artă pentru a le asambla într-un proiect cultural, istoric, ce trebuia să devină și a și fost leagănul dinastiei române. Colecția de arme
care se regăsește în codicilul testamentului regelui Carol I, a fost și ea lăsată coroanei României pentru a rămâne în integralitate la Castelul Reș. Cele mai importante piese din colecția de arme și armuri a regelui Carol I sunt armurile de secol 15-16 și mai ales armura maximiliană, completă pentru cal și cavalet, care este un unicat în România. Apoi armele de paradă, care sunt expuse într-o vitrină de cristal și multe, multe. Regele Carol I a murit în reședința sa favorită de la Sinaia, pe care o crease și o ilustrase. Castelul, mândria, singura sa distracție și singurul lux. Castelul în care băgase atâtea milioane și adunase atâtea tezaure artistice. Castelul pe care mereu îl schimba, îl adăuga. Castelul căruia, printr-o ciudată coincidență, abia în anul acela îi terminase lucrările și înfrumusețările, scria omul politic liberal Ighe Duca. Prin testament, întregul domeniu regal de la Sinaia, Bușteni, Predeal și Castelul Peleș erau lăsate moștenitorului coroanei. A doua zi după moartea regelui Carol, Ferdinand, noul rege, avea să depună jurământul. Era 1914 și la granițele României se auzeau deja tunurile. În camera de lucru a regelui, foaia de calendar din ziua morții nu a mai fost ruptă, iar ceasul nu a mai fost atins de atunci. Leagănul dinastiei și-a continuat însă istoria. Atunci când s-a construit Castelul Peleș, regele Carol I dorea ca acesta să fie leagănul dinastiei de Hohenzollern în România. Și așa a și fost. Aici s-au născut și principesa Elisabeta și principele Nicolae al României. Aici a avut loc, în 1931, în 26 iulie, căsătoria principesei Ileana României cu arhiducele Anton de Habsburg, ai căror urmași sunt actualmente proprietarii Castelului Bran. Cel de-al treilea rege a României, regele Carol al II-lea, tată regelui Mihai, dar și regele Mihai se vor naște pe domeniul regal de la Sinaia. Regele Mihai s-a născut la Castelul Foișor pe 25 octombrie 1921. Relația lui cu Sinaia a fost de departe una mai mult decât apropiată, a fost o relație de suflet, o relație ce îl va lega pe viață. Și-a petrecut copilăria aici, la Sinaia, atât la Castelul Peleș cât și la Castelul Foișor. Totodată, prin curtea Castelului Peleș, învață să conducă mașina. Bunica, Regina Maria, fiind cea care îi va oferi mașina încă de mic copil. Aflăm în apartamentul voievodal, un apartament folosit întâi de bunicul său, Ferdinand, și ulterior, din dorința reginei Marie, este transformat coloristic pentru principele moștenitor, Mihai, care va urca pe tron în anul 1927, la moartea bunicului. 3 ani mai târziu, tatăl său, Carol al II-lea, se întoarce în țară, îi va lua tronul, dar îi va oferi titlul onorific de Mare Voievod al Alba Iulia. De atunci, apartamentul poartă numele de apartamentul Marelui Voievod. Atunci când locuia aici, exista o scară secretă pe care putea coborâ până în apartamentul regal, folosit de regele Carol I, atunci folosit chiar de mama sa, regina mama Elena. A fost un copil care i-a plăcut foarte mult natura, a ieșit foarte mult în exterior, îi plăcea să conducă, îi plăcea să deseneze, era pasionat de mic copil de avioane, desena avioane. Avem o schiță unui avion desenată de regele Mihai copil fiind. Totodată se plimba prin parcul castelului alături de colegii de la școala Palatină. Școala Palatină, creată de regele Carol al II-lea, cuprindea gimnaziul și liceul. Colegii prințului erau selectați după criterii stricte. Copiii de nota 10, perfect sănătoși, din pături sociale diferite și din toate provinciile României mari. Când regele Mihai era la Sinaia, orele se țineau în apartamentul voievodal, în sala de concerte și chiar în cabinetul de lucru al regelui.
Până la 26 de ani, când a fost obligat să părăsească România, regele Mihai a stat la Sinaia de câte ori a avut ocazia. A locuit cu precădere la Foișor și mergea la București numai când era necesar. Castelele Peleș și Foișor au găzduit discuții, întâlniri și au fost locul unor decizii importante, dar și al multor îngrijorări și momente de cumpănă. Castelul Foișor va fi sălașul suveranului și în timpul grevei regale, când regele a refuzat să mai colaboreze cu guvernul pro-comunist condus de dr. Petru Groza. Cu 6 zile înainte de abdicare, regina Elena nota în carnetul său: Sinaia. Mulțumesc lui Dumnezeu că aici ne găsim într-o atmosferă de pace. Nu a durat mult. Pe 30 decembrie 1947, regele și regina mamă soseau la Palatul Elisabeta, venind de la Sinaia, unde se vor întoarce a doua zi după actul abdicării forțate a suveranului. Regele a condus singur mașina până la Sinaia, un drum pe care îl făcuse de sute de ori și pe care avea să-l refacă, după mai bine de 60 de ani, pe 5 iunie 2008, când a mers tot de la Palatul Elisabeta până la Castelul Peleș. Când am întors la Sinaia ca să facem bagajele, am găsit deja acolo o comisie trimisă la București ca să controleze bagajele și să umble după noi în fiecare odaie. Pe mine personal m-a lăsat în pace, dar a umblat după mama mea. Nu putea să ia nici o scrumieră după masă. Și în plus de aceasta, bagajele făcute cu lucrurile noastre, hainele personale, au fost cotocite de acești oameni. Se va întoarce la Sinaia cu inima frântă, alături de mama sa, și au trebuit să coboare pe peronul gării din Sinaia, de acolo plecau cu trenul și nu știau unde pleacă. Geamurile vagoanelor erau acoperite. Probabil cel mai trist moment a fost momentul sosirii în gara din Sinaia a regelui, pentru că toată garda de onoare ce l-aștepta în gară s-a întors cu spatele și a putut privi la un singur ofițer undeva în capătul liniei, căruia îi curgea o lacrimă. A urcat în tren și nu știau exact unde vor merge. Au avut senzația pentru câteva momente că vor merge în Rusia, însă au realizat doar la sosirea lor în Elveția, atunci când a urcat în tren șeful gării și i-a anunțat că au ajuns la destinație. După plecarea regelui Mihai I în 1948, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, condus la acea vreme de Gheorghe Gheorghiu Dej, era un pion principal în noua elită conducătoare, a organizat inventarierea domeniului legal de la Sinaia, începând cu cele mai importante castele, Castelul Peleș, Peișor, Foișor, dar și cu cele mai umile construcții administrative, până sus în munte la Piatra Arsă, unde se afla cabana Marele Voievod Mihai. În 1953, odată cu organizarea Festivalului Internațional al Tineretului, s-a decis constituirea Castelului Peleș ca muzeu. Din 1953-54 până astăzi, Peleșul a fost vizitat de circa 17 milioane de vizitatori și eu aș spune că a fost cel mai vizitat muzeu al României. Începând cu momentul deschiderii, Peleșul a fost considerat un muzeu de istorie. Da, era un muzeu de istorie care trebuia, de fapt, să ilustreze abuzurile monarhiei, faptul că acest castel nu avea nicio legătură cu stilul național de arhitectură, cu arta națională, că totul era făcut din sudoarea poporului. Erau niște comandamente ale propagandei care au fost pe deplin folosite în anii 50 și începutul anilor 60. Ulterior, la începutul anilor 60, când situația s-a mai relaxat, Castelul Peleș a devenit nu numai muzeu de istorie, dar și muzeu de artă. La mijlocul anilor 70, conducerea de partid și de stat a hotărât ca Sinaia să devină un punct de maximă reprezentare pentru autoritățile statului. Asta a făcut ca în 1975 vizita oficială a președintelui Statelor Unite, Gerald Ford, să se desfășoare și aici. A venit aici împreună cu Henry Kissinger, s-a semnat
tratatul de liber schimb între România și Statele Unite, așa numită clauza națiunii celei mai favorizate. Tratatul a fost semnat chiar aici, în holul de onoare al castelului Peleș. Și ulterior, președintele Ceaușescu a fost convins de către consilierii lui că pentru a mai putea folosi Peleșul în continuare pentru astfel de ocazii solemne, el are nevoie de o restaurare. Restaurarea a început în 1975, trebuia să dureze foarte mult, erau foarte multe etape de urmat. Marea restaurare însă s-a oprit în 1978, rămânând ca celelalte etape ulterioare să fie reșalonate în timp, iar în 1982 a fost identificat aici un atac biologic al așa zisului burete de casă, care a fost un adevărat flagel. A fost nevoie de investigații și de sondaje peste tot, au fost scoase parchete, au fost scoase partoseli, foarte multe părți lemnoase din structura de rezistență a plafoanelor erau afectate, le-au trebuit înlocuite cu grinzi metalice. A fost o a doua restaurare, dacă îi putem spune așa, care a durat până după 1986. Peleșul, nemai fiind, de fapt, în anii 80, decât un imens șantier de restaurare. În ultima perioadă a regimului comunist, Nicolae Ceaușescu a ordonat închiderea domeniului pentru public. După 1975, singurele persoane acceptate au fost cele de întreținere, militare și personalul de pază. Întreaga zonă a fost declarată de interes protocolar. La Pelișor erau cazați oaspeții străini, iar Foișorul a devenit reședința privată a șefului statului. Toate ghidurile turistice de la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, castelul Peleș de fapt dispăruse. Însă, în 1990, pus sub tutela Ministerului Culturii, muzeul, de acum Muzeul Național Peleș, a deschis porțile pentru foarte, foarte mulți vizitatori. Începând cu 1992, și castelul Pelișor a devenit parte a Muzeului Național Peleș. Muzeul Național Peleș a avut întotdeauna o zonă bună, care l-a ajutat să treacă și prin războaie, și prin vremuri tulburi, aș spune eu, mai strălucitor ca oricând. Din ianuarie 1948 până în iunie 2008, familia regală a lipsit de la castelul Peleș și de pe domeniul regal Sinaia. Cu numai 5 zile înainte de sărbătoarea nunții de diamant a regelui Mihai și a reginei Ana, familia regală s-a reîntors la Peleș. Sperăm ca întoarcerea mea definitivă la Peleș și la Sinaia, scaunul istoric al familiei regale, să fie începutul respectului definitiv, total, al proprietății private, al demnității, al democrației și libertăților, al instituțiilor din societatea românească. Porțile Peleșului vor rămâne deschise românilor pentru eternitate, așa cum a fost mereu, începând cu anul 1914. Cred că și-a adus aminte de toată copilăria. Mergea pe coridoare ca și când ar fi plecat cu o zi în urmă din castel. A fost fericit să fie acolo. Era la un moment dat foarte volubil. I-a spus uneia din muzeografie că lupul împăiat nu era acolo, era cu 2 metri mai în spate și că probabil cineva l-a adus din greșeală. Iar în momentul în care a făcut discursul din holul de onoare, stând în spate, am văzut cum piciorul drept îi tremura. La 1 martie 2007, tot domeniul regal Sinaia, castelul Peleș, castelul Pelișor, ce țineau de administrarea Ministerului Culturii, au fost retrocedate regelui Mihai I al României. Cele două castele sunt proprietatea familiei regale
noi avem un contract de închiriere, muzeul fiind în această situație de administrator al patrimoniului mobil și de chiriaș al familiei regale. Muzeul Național Peleș administrează Castelul Peleș și Castelul Pelișor, ambele proprietatea familiei regale a României. Muzeul a fost vizitat anual de peste 400.000 de turiști, români și străini, devenind cel mai vizitat muzeu din țară. You may see the table, it was made for dinner because for how many? Yes, for 20. 20. Yes. Yeah, exactly. That's for us. What is the china? Dutch. Mulți turiști străini care vin și în anii buni vorbim totuși de aproape 200.000 de turiști și am văzut acest lucru și la nivelul delegațiilor oficiale și la un nivel mai ridicat. Probabil că vin cu o preconcepție că în România nu pot descoperi un castel de o asemenea factură. Comparația mergând evident cu Franța, cu Valea Loarei, cu Germania, Valea Rinului, și cu toate castelele din Marea Britanie, din Cehia și din Europa sau din lume. Putem sesiza, și am văzut, mă rog, cu plăcere lucrul acesta, uimirea lor pozitivă de cum intră în polul de onoare, pentru că, totuși, în comparație cu multe dintre castelele Europei, Castelul Peleș este foarte bine mobilat, adică s-a păstrat foarte mult patrimoniu din perioada istoriei familiei regale, sunt aproape 60.000 de piese pe care le administrăm, parte din colecțiile regale, parte din achizițiile făcute de muzeu după 1953, dar în castel, Castelul Peleș și în Castelul Pelișor, expoziția permanentă prezintă totuși un număr de aproape 15.000 de piese, ceea ce dă impresia veridică asupra faptului că el este foarte bine utilat și ai cumva senzația că familia regală, regele, regina, un principe, se pot întâmpina într-o cameră. Este un loc plin de istorie, un loc plin de frumos. Este locul în care eu am crescut. Este probabil cel mai de preț dar pe care a putut familia regală să-l ofere României și generațiilor viitoare. Mi-amintesc că eram în clasa a treia și am vizitat castelul. Și ghida noastră de atunci ne prezenta ușa secretă din Biblioteca Regelui. Eu eram un pic mai curajos așa și am spus că aș vrea totuși să intru pe ușa de acolo. Iar doamna mi-a spus că atunci când vei crește, dacă îți va plăcea istoria și te vei angaja la noi, vei intra pe ușa secretă. Îți promit că eu te voi duce pe acolo. Și a trecut timpul, la 19 ani m-am angajat, ghida mea de atunci este colega mea de birou, împreună cu ea am intrat pe ușa secretă de la bibliotecă. A fost pentru mine probabil momentul în care am realizat că locul este făcut pentru mine și eu sunt făcut pentru el. Peleșul e o catedrală, e adevărat, nu religioasă, dar e o catedrală statală. Când intri în el, se aprind dintr-o dată toate semnalele de alarmă că viața noastră e compusă din răspunderi. Datoria noastră este să facem lucruri care nu se pun în discuție sau la îndoială și care nu trebuie să-ți facă plăcere să le faci. Ele trebuie făcute. Presupun că de aceea românul are o legătură atât de intimă cu acest castel. Când îl vizitează, este ca și cum ți-ai vizita părinții.